vorba de pistol. E sigur? Ok, verific, ca să fiu sigur, trebuie să le vedem. Are vreuna dintre ele vreun buzunar secret? Se multiplică? Nu? Eu o să număr până la 10, voi trebuie să le urmăriți, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ați văzut? A ajuns amândouă în aceeași loc. O să mai fac chestia asta încă o dată. Dar vreau să te alegi o biletă. Numărul 1 sau numărul 2? Numărul 1? Da, cea mică. Ține-te rog puțin pe asta. Numărul 1 pe care ai ales-o tu. Pune la mine mână și ține-o acolo. Ține-mă cât de strâns poți de mână să-mi pus el. Numărul 2. Vreau să ții cât de strâns poți tu așa mână. Deci pur și simplu strâns și ții mâna întinsă. Ca să nu poți să ții de acolo, da? Uite, ține strâns și întinde mână. Așa, dacă nu ți-o iau de acolo, fără să mă vezi, e sigur. Uite, să spun o formulă magică. Doamne, te rog, nu te băga. E formula mea magică preferată. Ideea nu e că trebuie să-ți iau ție viața, pentru că ții prea strâns, se și vede aici, când ții strâns. Ideea să iau pe mea. Vezi din degeta. Nu mai am niciuna. Și cred că tu le-ai dat un două, vreau să verifici. Vreți să vă spun cum am făcut asta? Serios, vreți să faci? Haideți să vă spun cum am făcut. Magician n-are voie să explice, dar pot să fac o mică excepție, cu o condiție. Dacă îmi promiteți că nu veți explica niciodată la nimeni. Toată lumea să spună da, ca să afli cum am făcut. Ideea e că cea mai logică explicație e că atunci când zic că iau prima bilă, asta mare, și o pun în mână, să nu o pun, să o țin aici. Să le iau pe amândouă, ține-le cât de strâns poți tu, pe amândouă mână, simți deja că-s două, conștientizezi că sunt două. Întoarce mâna și ține-l tins. După ce fac asta, spun o formulă magică de obicei, gen, ales bulesc praful să ales, inimi, inima, 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 opus, opus, doamne, te rog, nu te băga și așa mai departe. Dar ca magician nu am voie să-mi explic numerele și nu am voie să le repet în fața aceluiași public. Bine, până acum a sunat ca o explicație. Doar că eu nu am explicat. Nu-mi permite religie.